AstraZeneca schimbă numele vaccinului împotriva COVID-19. Agenția Europeană a Medicamentului a anunțat că vaccinul laboratorului britanico-suedez AstraZeneca a fost rebotezat vria. Decizia a fost aprobată pe 25 martie. Vaccinul nu schimbă doar numele, ci și ambalajul. Produsul în sine rămâne neschimbat. Serul a primit pe 29 ianuarie aprobarea Agenției Europene a Medicamentelor. În primă etapă, mai multe țări, printre care și Belgia, au decis să nu-l administreze decât persoanelor cu vârsta sub 55 de ani, din lipsa unor date suficiente privind eficacitatea vaccinului la persoanele mai în vârstă. Mai multe țări europene au suspendat apoi temporar administrarea sa din precauție la începutul lunii martie, după apariția unor cazuri de cheaguri de sânge, fără legătură dovedită, la persoanele vaccinate. Laboratorul anglo-suedez a stârnit discuții și pentru că a redus de mai multe ori livrările promise. Această situație a dus la o escaladare a tensiunilor dintre UE de o parte și Regatul Unit de cealaltă parte, în așa fel încât vaccinurile produse de societate în Europa nu au mai fost trimise pentru o perioadă în Regatul Unit. Schimbarea numelui produsului pare a fi o strategie de marketing, după toate problemele pe care AstraZeneca le-a întâmpinat în ultimele luni. Urmează să vedem însă cât de mult va crește încrederea oamenilor în acest vaccin. Este greu de crezut că numele Vaxzevria va salva Va imaginea companiei suedeze britanice, de altfel și vaccinul produs de Pfizer BioNTech poartă numele de Cominarty, dar de fiecare dată când acesta este oferit pacienților, e folosit numele companiei.